Da, fix acum, de 20 minute. Să mor dacă nu, nimic nu știu să spun. Ca senzație, mă duc să dai cu limba pe la, pe la bujii pe aici, pe la... Da, nimic. Îți vin să dai cu limba pe la... Pe la gingii, așa, continuu, continuu. Mai întâi, așa, ca idee, iar la fel la altora asta, mai întâi dacă eu, asta exact, filma iar fântâna aia, nu. Deci, ca ai și idee, așa, mai întâi, e așa o senzație de te rupe în două, te rupe în două. Înțepături, te ia cu răceală pe la dinți, te ia cu de toate. Acum, mă gândesc cumva, cumva cred că ți-a starea de, setea de, setea de foame, o setea de băi, băi, oprește-te, bă, băiatule, oprește, setea de țigară, știi? Poate ți-a poftă de țigară. La mine nu știu dacă am băgat înainte periculos țigări, dar e vorba așa de senzații, știi ce simți? Nu-s pentru mine astea. Deocamdată nu-s pentru mine. Pur și simplu, aici în față, cum a fost asta cu Ice, Vanilla Ice, aici mereu o senzație în față că îți răcește dinții ăștia și parcă sensibilizează, parcă sensibilizează dinții și stai cu aia la gură, frate, nu mă regăsesc în treaba asta, mie îmi place țigara și fumatul ăla și toată treaba aia, dau scrumul, stau, știu când se termină, mai dau, mai stau o leacă, mai bag o țigară poate, dar am fost aici, stai de vorbă, nici nu pot să vorbim, nici nu pot să râzi, nici nu pot să faci o chestie că scade aia de la gură, știi? Am stat un sfert de oră, am stat la jumate, apoi stai jumate, dai seama, jumate de oră să stau cu aia la gură. Nu știu, frate, nu știu, știu că zic, băieți zici, încearcă snusul, bagă-te pe snusiște, pe snusisme din astea. Nu știu ce să zic, dacă e cu adevărat, da, recunosc, în momentul de față n-am nicio poftă de țigară, chiar nu am, nu-mi trebuie țigară, nu-mi trebuie nimic. Îmi place că am luat sucuri și apă cu mine, aici să încerc, asta îmi place și sunt fericit. N-am luat, normal că n-am luat. Era la mișto. Dar ți-am arătat, da? Uite-l aici. Altora e cu, da. Altora e de 16, 18 mg, e cu Vanilla Ice. Vanilla, da, se simte ice-ul ăla, se simte prea mult. Și sensibilizează dinții din față, frate, gingii, asta ți-o sensibilizează. Totuși vin să dai cu limba pe la ea și tot simți răceala aia, deocamdată, că abia am dat-o jos. Mă știu că am mai încercat cu altceva, cu chila ăla și după un timp o spune că mi-a trecut starea aia. Dar nu mă satisface, mă, frate. Nu-mi dă o stare, nu-mi dă o senzație. Cât au fost astea, mă, frate? Că pe ieftinac, eu nu vreau 14, 15 lei, ieftin, e rău. Adică ai, dai la buză cu din asta, îi dai la cu 15 lei, dai, rup buza în două. Îl trup gingia, stai un pic. Altora... Pouch, cum să scriu? Snus. Hai. Stai un pic. A, dar nu asta cu 30 mg. Iau ce îmi face sulă asta mie. Îmi face rele. Adică tot vreau să știu să arăt exact cam cât costă. Unde ești? În sulă mea arată. Am văzut, e vreo 15-16 lei, frate, e pe ieftinac, e rău, știi? Ca să știi, așa, e ieftin, nu știu, 15-16-20 de lei. E ieftin, ai aici, ți-am zis, ai să-ți rup gingiile în două și să-ți rup și buzele în două. Ai treabă, frate, ai de astea bune, știi? Eu am mai zis, eu zic, băieți, bagă iceberg, bagă black, black line, Cuba, nu știu care. Frate, mai mult de 20 n-am mai găsit, eu n-am mai găsit. Le încerc, nu e problemă pentru mine, le bag, văd și eu cum e, care-i treaba, care-i... Între ele, să fac și eu o comparație, dar nu sunt mai mult de 20. O să încerc pe viitor, o să încerc și altele, că am văzut că mai sunt. Mai este marfă de încercat. O să bag. Acum văd că în ultimul timp, bă, frate, mă, o grămadă îmi scriu de Glow și de Icos și de Sulex-uri și de din alea. O să bag și de alea, dar trebuie o dată să iau o dată marfă mult, o dată. Iau o dată de 10-15 milioane și gata, s-a încheiat tot treaba. Tot atâta iau câte un pachetel, mai iau un... Iau atât tot marfa aia și gata, frate. Iau toată treaba. Dar mai este până atunci că am videouri filmate și trei postate. Asta așa, pe lângă subiect, ca să fiu boring. Viață bun. Bun.
Notă? Eu nu pot da notă la asta. Ce notă să-i dau, frate, că n-am făcut nicio comparație cu nimic. N-am cu ce să fac comparație cu ce am avut în trecut. Și nu pot spune că am vreo experiență, nu pot spune că am nicio sulă, nimic. Eu doar am testat, am spus experiența mea. Mă, deocamdată nu mă regăsesc în astea. Nu-s pentru mine, nu-s stilul meu. Nu. Uite, ia tot, stau, mă abțin să nu dau cu limboiul pe la gingie. Așa zic, stai mereu. Tu dai seama, ca alții am zis, ca la băieți care bagă cox și tot. Tot fac așa, știi? Exact așa și aici. Tot îți dai cu limba pe la... Asta, stai de vorbă cu cineva. Gândești cu un gagicuț. Gândești cu un gagicuț. Și... E băgat asta la buză, o jumătate de oră înainte. E da la gingie, din asta, la de o jumătate de oră, da? Mai tare. Te întâlnești cu ea și stai cu ea de două ore de vorbă și tot. Tot stai așa, să se uite și aia, adică e rușine să spună. Ce ai, mă, la buză? N-ai dinți, ce ai? Scad dinți, ce ai, bă, bosule? Ce ai, ce-i cu tine? Tot stai cu limboiul pe la gingie. Da? Eu ți-am spus așa, ca idee, părerea mea, cam asta e starea. Băi, o să mai încerc ce mai era. Era senator, frate, dar ăla era cu tabaco. Ăla chiar e curios cu tabaco. Nu cu aromă, nu cu nimic, nu știu decât el, la vedem. O să mai încerc pe ăla pe viitor, o să văd eu. Și altele, vedem. Băi, ne auzim, pa!